Oamenii adoră să inventeze legende frumoase despre animale. Așa păsări simple ca, de exemplu, fulmarul este un capitan reîncarnat, o creatură uimitoare, capabilă să meargă pe apă, prevestitor de furtuni și simbol al libertății. Impresionant! Și doar atunci când vă uitați în ochii fulmarului, înțelegeți că nu e deloc cine pare a fi. Dar înainte de a continua acest episod, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata noile episoade. Așadar, cât de cunoscută este pentru voi această pasăre? Fulmarul sau petrelul glaciar? Dați un search pe Google și veți vedea cât de greu este să găsiți poza unui petrel gigant fără a fi murdar de sânge, sau un fulmar care nu-și bagă capul în victimă, sau unul care nu se luptă cu altul, de parcă e un duel la viață și moarte, sau, ați înțeles. Dacă vă pare că fulmarii nu sunt niște păsări, ci niște maniaci ai lumii animale, s-ar putea cu părere de rău să aveți dreptate. Degeaba unii descriu ochii petrelului ca ochii reci ai strigoilor. Această descriere are ceva real. În trecut, aceste creaturi erau blesteme adevărate pentru marinari. Dacă e să credem dovezilor din secolul al XIX-lea, atunci petrelul ataca oamenii care cădeau peste bord. De parcă știa că în apă aceștia vor fi mult mai vulnerabili. Petreii se folosesc de ciocurile lor curbate pentru a răni ochii și fața, fermecător. Există povești despre cum aceste ciocuri tăiau adânc mâinile marinarilor, dacă aceștia încercau să se protejeze, dar cel mai mult am fost uimită de povestea unui marinar. Acesta a căzut peste bordul unei nave Rebus în timpul explorărilor Antarcticii. A fost instantaneu atacat de un stol enorm de petrei giganți, care s-au repezit la el. Bărbatul s-a necat mai repede decât a reușit nava să se întoarcă și să-l salveze din apă, unde mai rău decât atât, veți întreba voi. În cazul acestei păsări, limita e foarte ștearsă. Ca și alte animale, acestea des nimeresc în centre de reabilitare, dar chiar și când ajung acolo, ele rămân a fi agresive și însetate de sânge. Oamenii care au grijă sau care se apropie de ele trebuie să aibă numai decât încălțăminte care să le acopere degetele picioarelor. Ghiciți de ce? Da, petrelul atacă degetele piciorului omului cu atâta înverșunare de parcă vrea să le smulgă. Foarte probabil că pasărea e capabilă de așa ceva. Nu din cauza că degetele arată ca niște fructe de mare, ci pur și simplu degetele sunt carne. Și nu contează că ele sunt atașate de o ființă care e cu mult, mult mai mare decât petrelul în sine. Un sentiment destul de neplăcut, mai ales atunci când te consideri vârful evoluției, regele planetei. Apoi se dovedește că pentru niște păsări, nici măcar lei sau tigri, ești doar o bucată de carne. Dar chiar dacă petrelul gigantic nu va încerca să smulgă o bucată din voi, va face ceva dezgustător în loc. Toate păsările din această familie, când simt pericol, pot să elimine un lichid portocaliu foarte urât mirositor. Da, petrelul înspăimântat, care poate să nece un om, poate să și vomite. Tehnic, nu e chiar vomă, e un fel de ulei, rezidu de la hrana rămasă, care poate fi folosit pe timp de foame. Acest ulei însă poate fi mortal pentru alte păsări, fiindcă le lipesc penele și acestea se încălcesc. Oamenii n-au de ce să se teamă, în afară de mirosul dezgustător, de la care nu poți scăpa cu anii. Sper că nu v-ați imaginat asta sau sper că nu ați mâncat în acel moment. În orice caz îmi cer scuze. Oricât de dezgustătoare n-ar fi aceste păsări, comportamentul lor este ușor de explicat. Păsările vor să mănânce, păsările mănâncă, iar cele nimerit drept hrană e însăși problema hrănii. Dar cioara, de exemplu, face altfel. Ea poate să arunce cu pietre întrecători și mașini pentru distracție, pur și simplu pentru că e vesel. În 2012, într-un oraș din Rusia, un stol de cioră și-a găsit o ocupație foarte interesantă.
târau mici pietre de pe acoperișul parlamentului și le aruncau în mașinile deputaților și miniștrilor. Doar pentru că e amuzant când se sparg ferestrele și acoperișurile sunt îndoite. Martorii povesteau cum ciorile, aruncând o piatră, zburau direct înapoi pentru a lua alta, și asta e o versiune light. Dacă comparăm cu un caz din Japonia din anii 2000, conform unui articol publicat de New York Times, pe 6 mai 2008, în această perioadă a erupt o luptă adevărată între oameni și păsări. Erau atât de multe că au început să sperie localnicii. Cu ciocurile lor ascuțite, cu anvergura aripilor de aproximativ un metru, cu gheare lungi, negre și agresive, era un coșmar adevărat. Ele prindeau în parc rățuște și rozătoare, făceau cuiburi pe stâlpi, cauzând întreruperea curentului electric, tăiau cablurile și chiar opreau trenurile. Pentru lupta cu ciorile au fost și formate patrule speciale care trebuiau să caute și să elimine cuiburile. Dar ciorile, știți ce au făcut? Au început să construiască cuiburi false, ca momeală, pentru a distrage atenția patrulei de la adevăratele ciori. Nu mă voi mira dacă în același timp râdeau sinistru. Și asta ne mai vorbim despre păsările care atacau oamenii, doar pentru simplu motiv că mergeau prin teritoriul lor, sau pur și simplu că mâncau ceva gustos. Serios, cred că ciorile nu au nevoie de o cauză pentru a face ceva de genul ăsta. Lor le este distractiv și au nevoie să se bage în seamă. Deși nimeni nu știe câte ciori sunt în Japonia în total, dar experții spun că din anul 1990, populația lor a crescut semnificativ. Posibil că în acea perioadă ele au prins curaj, fiindcă în anul 1996 au început să cauzeze accidente de trenuri. Nu glumesc! Polițiștii mult timp nu puteau înțelege cum vandalii care pun pietre pe șine puteau trece peste garduri mari de aproape 2 metri. Că trebuiau să sară gardul, să pună pietrele rapid și apoi să sară înapoi. În condiția în care trenurile merg în fiecare 3 minute, se părea că răufăcătorul era atât de rapid că putea zbura. Imaginați-vă mirarea poliției când camerele într-adevăr au capturat criminalul zburător, cioara. Probabil că nu era doar o singură pasăre, dar știa exact ce face. Dacă voia să pună pietre pe șine, le punea. Avea intenția de a cauza un accident? Cine știe? Doar nu poți să interoghezi o pasăre. Da, pasărea nu poate fi interogată, deși ciorile pot să se învețe să vorbească. Dar asta nu înseamnă că e o garanție că vor spune vorbe dulci. Ascultați această înregistrare. A fost făcută în anul 1987. Da, în ea se aude "Ce prost ești!" Un mascul a rației de mosc pe nume Reaper a rostit cuvintele "Ce prost ești!" Însă doar recent a fost publicat ca un studiu oficial, fiindcă o rață vorbitoare este o senzație. Înainte se considera că doar corbii și papagalii pot imita vorbirea umană, dar nici de cum o rață. Însă Reaper, care trăia în Australia într-o rezervație naturală, putea nu doar să înjure, ci și imita perfect sunetul ușii care se închide. Da, sunt de acord, setul era cam straniu. Dacă totul era clar cu ușa, nu e clar cine l-a învățat pe Reaper să înjure. Poate că asta mormăia sub nas angajatul rezervației care avea grijă de Reaper când acesta era doar un ou. Sau poate că rața a nimerit sub influența unei companii rele, a unor ciori, poate. În natură se poate întâmpla orice. Ah, da, era cunoscut că Reaper apela la imitarea sunetelor în timpul sezonului de împerechere. Probabil că cunoașterea limbajului unei alte specii impresiona femelele într-un mod incredibil. Și în așa caz, asta are sens. Deci rața nu înjura pentru a înjura. Spre deosebire de 5 papagali care trăiesc în grădina zoologică din Marea Britanie, ei au fost primiți de la 5 stăpâni diferiți și înainte de a-i arăta lumii, au fost plasați în carantină.
Nu e clar cine a învățat păsările să înjure, dar atunci când ele au fost mutate în colivie comună, au început să înjure ca niște deținuți, cu atâta pasiune. Dacă cineva din vizitatori sau angajatori râdeau sau arătau șocați, papagalilor asta le plăcea atât de tare și ei continuau. Administrația a decis să-i scoată din colivie comună. La urma urmei, la zoo vin și copiii, dar s-a dovedit că și fără oameni aceștia înjurau din suflet. Înjurau între ei, râdeau pe rând. În cele din urmă a fost decis ca papagalii să fie despărțiți cu totul, ca alte păsări să îi influențeze pozitiv, poate să-i facă să uite de cuvintele necenzurate. Dar există un risc că totul poate fi inversat. Gen ei pot să le învețe pe celelalte păsări să înjure și atunci grădina zoologică va avea 250 de păsări care înjură. Nu știu ce vom face în acest caz, a zis sincer directorul grădinei zoologice Steve Nichols. Și atunci m-am gândit. Dacă papagalii înjură în public, în fața copiilor, se consideră ca încălcarea ordinii publice. Oare pot fi arestați pentru asta? Noi am reușit să găsim un caz de genul ăsta. S-a întâmplat în India. O femeie de 85 de ani s-a plâns poliției că este în mod constant insultată de un papagal pe nume Hariel. De fiecare dată când femeia trecea pe lângă casa fiului său, care era stăpânul papagalului, acesta începea să o înjure cu tot felul de cuvinte. Poliția a râs cu poftă, dar a și abordat situația foarte profesional. Au chemat toți participanții conflictului la secția de poliție și când zic toți, am în vedere și papagalul, da. La secție acesta n-a scos niciun cuvânt, nici normal, nici necenzurat. Probabil nu voia să vorbească în lipsa avocatului său. Oricum ar fi, poliția a arestat papagalul și l-a transferat sub grija conducerii unei rezervații naturale pentru reeducare. Eu cred că papagalul probabil că a auzit cum înjură stăpânul lui și a încercat să repete după el. La urma urmei, așa funcționează papagalii, nu? Putea oare el intenționat să o înjure pe femeie? Mă îndoiesc de asta, căci animalele care imită vorbirea umană de obicei nu înțeleg ce spun. În schimb, altele înțeleg perfect ceea ce fac. Astfel, Otto, o caracatiță din acvariul german, s-a plictisit, fiindcă iarna nu avea vizitatori. Dar caracatițele sunt niște animale foarte inteligente, de aceea Otto și-a putut singur inventa un mod de a se distra. Într-o noapte, în întregul sistem electric al acvariului, a avut loc un scurt circuit. Dimineața totul a fost reparat. Dar noaptea următoare totul s-a repetat, apoi din nou și din nou. În cele din urmă, angajații au decis să petreacă o noapte la acvariu ca să găsească cauza și l-au văzut pe Otto. Caracatița ieșea pe marginea acvariului său și împușca cu apă în lămpile de pe deasupra. Cum una ca asta putea să-i vină în cap? S-a dovedit mai târziu că angajații acvariului înșiși l-au învățat pe Otto să împuște cu apă, dar nu în lămpi, ci în oameni. Însă el singur a făcut legătura dintre stingerea luminii și haosul care se creează după. Nu e unicul caz când Otto, fiind plictisit, încerca să se distreze. A mai aruncat pietre în sticlă și odată chiar și-a stricat-o. Jongla cu raci și de câteva ori a rearanjat acvariul. Ceilalți locuitori al acestuia nu prea erau bucuroși de această inițiativă. Ei bine, dragi prieteni, acesta a fost episodul nostru de azi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou și ce v-a impresionat cel mai tare. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel. Pe curând!